Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Numele meu este Robert Greco. Aici pe canal discutăm despre crypto și market updates. Însă, așa cum bine știți, pentru cei care sunteți abonați, acum sunt plecat. Mai exact, sunt în retezat. E o priveliște foarte faină. Nu știu cât de mult reușiți să vedeți pădurea din spatele meu. Însă, dacă nu o vedeți bine, trebuie să mă credeți pe cuvânt. Astăzi nu o să discutăm despre cripto, dar exact cum în urmă cu două zile am discutat despre disciplină în trading și în viață. Pentru cei care n-ați văzut clipul, puteți să mergeți să îl vedeți, poate o să vă ajute. Astăzi, în schimb, o să vreau să discutăm despre un subiect foarte interesant. Și titlul subiectului nostru de astăzi o să se numească felul următor: din eșec în eșec spre marele succes. Sau puteți să-l redenumiți și succes prin eșec. John Maxwell spunea că este foarte simplu să ai succes. Mai exact, succesul poți să-l dobândești peste noapte. Cine nu ar vrea să aibă succes în acest fel? Cine nu ar vrea să se trezească peste noapte să fie un om de succes? Din punct de vedere spiritual, emoțional și material. Cine nu ar vrea să aibă aceste trei elemente în viața lui? Și spunea în felul următor, a și dat soluția pe care eu acum vreau să vă dau vouă. De ce? Pentru că John Maxwell este un lider fantastic la nivel mondial. Îmi place foarte mult, mă inspiră foarte mult, am învățat extraordinar de multe lucruri de la el. Chiar acum citesc o carte de-a lui, se numește Tu ești următorul lider 2.0, pentru care și versiunea 1.0, pentru cei doritori care, nu știu, își doresc să aprofundeze pe partea de leadership și pe partea de antreprenoriat. Aveți ce învăța foarte multe de la John Maxwell. Și el spunea în felul următor: este foarte simplu să ajungi om de succes. Se poate întâmpla peste noapte. Te trezești, muncești, ești disciplinat, perseverezi, dormi, te trezești, muncești, ești disciplinat, perseverezi, dormi, te trezești, muncești, ești disciplinat, perseverezi, dormi, te trezești, muncești, ești disciplinat. Te-ai plictisit deja? E, uite că așa ajungi din eșec în eșec spre marele succes. Pentru că de ce avem nevoie de eșec, am spune, ca să ajungem spre succes? Pentru că noi nu învățăm pe baza ceea ce citim, decât pe baza ceea ce trăim, de cele mai multe ori. Acum, în Scriptură, Solomon spune că înțeleptul învață pe baza greșelilor celor din jurul lui. Însă, la mine a funcționat de foarte puține ori. Adică, cred că nu sunt un așa mare înțelept, pentru că cea mai mare experiență am acumulat-o pe baza vieții mele, pe baza întâmplărilor vieții mele. Primul pas în drumul tău spre succes, și un element foarte important care pe mine m-a ajutat și mă ajută în continuare, este, cât de dureros ar suna, eliminarea cercurilor vicioase din viața ta. De ce spun lucrul acesta? Dacă umbli cu 5 oameni drogați, ai toate șansele să fii al 6-lea om drogat. Dacă umbli cu 5 antreprenori, da, ai toate șansele să fii al 6-lea antreprenor. Ești suma oamenilor din cercul tău. De ce? Pentru că oamenii din cercul tău ai nevoie să te provoace. Ai nevoie să te provoace și în felul acesta tu poți să ajungi un om de succes. Cum ai ajuns? Exact cum a spus Maxwell, peste noapte. Ai niște bune practici pe care continui să le faci în fiecare zi, o să dormi, o să te trezești într-o zi și ghici ce, o să fii un om de succes. Nu sunt baliverne, ci este pastila cu ghilimele de rigoare magică pe care fiecare om, fiecare antreprenor o are și o trăiește în fiecare zi. Dacă nu vii dintr-o familie care are anumite resurse, are un business, are o afacere pe care ți-o predă, atunci trebuie să mergi din eșec în eșec spre marele succes. Unul la mână. Nu e nicio problemă în a eșua. Nu ar trebui să te simți rușinat de chestia asta, ci mai degrabă atunci când eșuezi să ai responsabilitatea și să fii suficient de asumat să-ți dai seama că, bă, am greșit aici și pot să încerc altceva. Să știți că majoritatea oamenilor de afaceri de mare succes, nu de succes, de mare succes, au avut zeci și zeci de afaceri până să ajungă la acea afacere care a dat cu adevărat rod. O să fie simplu? Nu. O să fii judecat de oamenii din jur? Cu siguranță. O să lași în urmă anturajul tău, o să lași în urmă prietenii tăi. De cele mai multe ori, da, și desprinderile de oameni, pentru că relațiile sunt extrem de importante, desprinderile, ruperea asta de oameni este extraordinar de impactantă pentru viața ta. Însă,
Dacă îți dai seama de lucrul ăsta și dorești cu adevărat să crești, o să lași niște oameni vicioși în spate și o să cauți niște oameni relevanți, niște oameni de succes, niște oameni puternici, spiritual, emoțional, material, de la care ai ce învăța. Să stai toată ziua pe lângă ei, să absorbi informație. Vreau să-ți dau o perspectivă foarte interesantă. Ați observat că foarte mulți oameni din jurul vostru nu vă înțeleg, pentru că mai ales pe cei care sunteți antreprenori. Antreprenorii sunt mai neînțeleși, sunt mai rebeli. Mai ales familia îi combate de foarte multe ori. De ce? Pentru că noi creștem de cele mai multe ori, mai ales în România, în familii de oameni angajați. Angajatul este foarte diferit de un antreprenor. Încă din copilărie sunt foarte diferiți în ceea ce studiază, în ceea ce învață. Dacă vrei să fii antreprenor, trebuie să te pregătești diferit din punct de vedere spiritual, emoțional și material. Adică banii tăi nu o să investești pe lucruri irelevante și orice ban al tău, cât e el de mic acolo, o să încerci să cauți să-l înmulțești. Adică banul să producă bani. Sper că auziți sunetele astea din mijlocul, să zic așa, retezatului, de aici din munții Retezat. Sunt absolut superbe. Am prins aici pe cadru și cu siguranță o să-l pun. Pe lângă că o să fii neînțeles, de multe ori o să te mai confrunți cu un gând care o să-ți dea târcoale. Gândul ăsta se numește: vreau să mă îmbogățesc peste noapte. De ce vrem de multe ori să ne îmbogățim peste noapte? V-ați gândit la lucrul acesta? Și acum o să vă plimb prin niște stări ca să încerc să spar conceptul ăsta, să nu mai doriți să vă îmbogățiți peste noapte. De ce? Pentru că dacă mâine cineva, dacă tu ai fost sărac, dacă tu ești sărac în punctul ăsta, nu știu, capitalul tău tot este de 1000 de ron, de 2000 de ron, de 10.000 de ron și mâine cineva îți dă ție 1.000.000 de euro, oricât de macho ai crede că ești tu, îți spun cu maximă reverență și fără pic de atitudine de superioritate sau grad de superioritate, că nu o să știi ce să faci cu el. O să-i cheltui și o să sărăcești înapoi. De ce? Pentru că tu nu ai trecut printr-un proces organic. Tu nu ai ajuns din eșec în eșec înspre marele succes. Ai sărit niște trepte. De pe treapta 1, tu ai ajuns direct pe treapta 50. De asta majoritatea oamenilor care câștigă la loto, de asta majoritatea oamenilor care se îmbogățesc peste noapte, caută să dea tunuri, sărăcesc la fel de repede. Ajung niște oameni destul de deprimați, unii chiar se sinucid. Sunt cazuri concrete la cei care au câștigat la loterii. Sunt cazuri concrete de oameni care s-au îmbogățit peste noapte și au sărăcit la fel de repede. De ce? Pentru că au sărit un proces extrem de relevant. Iar procesul ăsta te disciplinează în fiecare zi, te pregătește. Ascultați-mă, povara miilor de euro este una, povara zecilor de mii de euro este alta, povara sutelor de mii de euro este alta, povara milioanelor de euro este alta și așa mai departe. Trebuie să treci prin fiecare etapă. Dacă nu reușești să treci prin fiecare etapă, nu o să știi să faci față, în primul rând emoțional, nu o să știi să faci față la toate poverile enumerate anterior. Omule bun, vreau să te încurajez un lucru. În primul rând, să ai încredere în tine și în viziunea ta, să fii pregătit să eșuezi, să fii pregătit să fii combătut de oamenii din jurul tău, să fii pregătit să-ți lași anturajul, astea sunt lucruri practice în urmă, să fii pregătit să crești, să stai pe lângă oameni relevanți de la care ai ce învăța, să începi să citești sau să începi să ai discuții interesante cu anumiți oameni. Fiți atenți aici. Unii oameni acumulează prin citit. Eu, de exemplu, sunt unul dintre ei. Alți oameni acumulează prin relațiile interumane. Vorbind cu alți oameni relevanți, cu alți oameni de succes, ei acumulează informație, o trec prin filtrul vieții lor și continuă să crească. Identifică zona prin care tu crești și cu siguranță succesul nu o să înceteze să apară în viața ta. Dar ce te încurajez, omule fain, este să nu sar niște etape extrem de importante, extrem de relevante. Nu încerca să dai tunuri, nu încerca să câștigi la loto. De ce? Pentru că dacă ai câștigat o sumă de bani, habar nu ai ce să faci cu ea. Oamenii care nu au făcut bani, că vreau să vă învăț să ajungeți la eliberare financiară. Oamenii care nu au făcut bani nu știu ce să facă cu banii mulți. Nu știu cum să-i gestioneze. Îi strică pe tot felul de imbecilități. Dacă tu până acum ai condus o Dacia, nu știu, Logan, o Dacia Solenza, ia-o cum vrei tu, și ai stat acasă cu maică-ta și cu taică-tu, sau ai stat într-un apartament cumpărat de părinții tăi, ai trăit cu maxim 4.000-5.000 de lei pe lună și dintr-o dată tu de mâine ai 1.000.000 de euro, păi știi ce o să-ți faci? O să-ți cumperi casa visurilor tale, o să-ți cumperi o mașină și mai o să-ți cumperi câteva lucruri ineficiente. Și cam se gata banii. În 2 ani de zile, în 2 ani poate mult, într-un an s-ar putea să se termine banii ăia. Adio, spune-le pa-pa. De ce? Pentru că tu nu ai o disciplină. Tu nu știi să investești. De ce? Pentru că n-ai mai investit.
Tu nu ai făcut o practică din lucrul ăsta. Tu nu te-ai disciplinat să ajungi spre succes. Ai sărit niște trepte. Nu căuta să faci lucrul acesta. Crede extrem de mult în tine, omule fain. În fiecare zi caută oameni relevanți pe lângă care să stai, de la care poți să înveți. Nu te da bătut. Și exact cum am început acest clip, în nota în care am început acest clip, vreau să îl finalizez. Succesul vine peste noapte. Te trezești, muncești, ești disciplinat, perseverezi, dormi. Te trezești, muncești, perseverezi, ești disciplinat, dormi și succesul o să vină. Într-o zi o să te trezești și o să fii un om de succes. Prieteni, acesta a fost mesajul meu pentru voi astăzi. O să încerc să merg să-l postez la vreo 12 km din zona în care stau, de la pensiunea în care stau aici în Retezat. O să încerc să vă livrez materialul acesta. Sper că am învățat cu toții și eu împreună cu voi care ar fi uneltele principale în drumul nostru spre succes și din eșec în eșec să mergem spre marele succes. Mâine, așa cum v-am obișnuit, ne vedem la un nou clip. Cu voi a fost Robert Grecu. Vă salut cu mult respect. Toate cele bune, prieteni!